astăzi vom avea parte de această mașină. Cei care nu știu ce este un BMW M5 fake sau un BMW M5 fake. Înainte să înceapă tot, vă oblig să apăsați pe like și să vă abonați, pentru că vreau să strângem 250.000. Da, 250.000 de abonați, apare următorul clip. Nu nici chiar așa tryhard, dar abonați-vă pe bune că mă ajută pe mine mult, dați-mi și follow pe Insta. Bun. Deci am mașina asta în spate pentru că am făcut clip cu ownerul mașinii, care este Fury. Da, el mă filmează acum, bun. Top! 75% dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu. Băi, să vă fie rușine. Eu stau, mă chinui, postez și voi nu sunteți abonați. Hai, bagă subscribe-ul acolo. Prima dată, hai să vă facem un tur. Deci am primit mașina, că am uitat să vă zic. A pierdut un challenge. Și dacă pierd un challenge în fața mea, frate, deții de provocare. Eu nu sunt ăsta să o dau pe uitate, că zic, hai, faci o provocare și da, frate, o fac eu, dar nu mai fac. Bun. Am mașina lui, da? E o mașină foarte joasă, din câte puteți vedea. Hai să facem repede o prezentare a mașinii, da? Jantele astea E90. Avem acest lip. Avem parafață de M. Grilele de M. Culoarea asta neagră de... Dacă mă dau jos, dacă... Nu, dacă mă vezi în trafic, frate, cu mașina asta. Boina. Eu faceți meme-ul ăla pe TikTok, bă. Hai, screenshot. Și puneți voi pe TikTok și îmi dați dacă vă dau follow back la tot. Capacele Batman, frate. Bă, cât de frumos. Interior de șeptar crem. Avem spoilerul sau chestia aia. Eleron. Avem spoilerul sau eleron. Chestia asta, bă, dar mașina din spate îmi place maxim. Avem două de astea crapuri, te pot să bag pumn, aproape pot să bag pumnul în ea, pentru că a pumnul mare. Bă, știți vorba aia cu pumnul mare, inimă mare, nasul mare, așa? Asta o filmăm înainte de intro ca să auziți și un cold start. Fii atent, du-te în spatele mașinii, că pe bune vreau să se audă tare rău de tot. Dă-i, ține piciorul pe frână. Mamă, miroase numai benzină pe aici. What the fuck, de tare se aude. M5. E un mini M5, bine, ăla are V10, ăsta nu, dar e 3000 benzină măcar. Dracu, care mi-e frumă capacul de la mașina mea. Doamne. Avem volanul ăsta normal, mașina automată. Lasă-l, mă, lasă-l. Avem ceva ce nu prea găsești pe mașina asta, cup holder. Avem unul, avem și al doilea. Deschide. A apărut toate erorile. Ca lumea. Are și ambientale puse, da? Vreau să-i dăm direct în acțiune, da? Vreau să mă duc la Mac. Mi-e foame, da. Michel, mamă, dar pe okay, ce drum? Stai, exact pe ce drum mi-a dat omul meu. Vene, băi, tot drumul e off-road, ești prost? Ce vin, da, ce mi-e că vin aici cu ATV-ul, ce mi-e că vin cu patrolul? Uite-te și tu! Păi și tu, mă, prostule, tu-mi dai mie mașina asta pe drumul ăsta, nu ne-am gândit și noi să o scoatem, măcar să o ducem pe asfalt? Uite cât a groapa! Pe unde o iau pe aici? Ai grijă! Păi ajută! Nu, frate, ești nebun, e a ta acum, practic. Eu o vreau înapoi cum ți-o dat-o. Tot ce-mi doresc e să nu o bușesc. Atât. Dacă am bușit-o, sunt prost rău de tot. Ah, bă, ai grijă. Bă, uite-mă-i șanțul, bă. Tot ce-mi doresc e să nu o bușesc. Atât. Dacă am bușit-o, sunt prost rău de tot. Mamă, băi, băga-mea și... Ai, vere, că n-a pățit nimic. Ia ușor și trage-o pe stângă. Hai că n-am mai atins. Am atins o dată tare, nu știu dacă s-a auzit pe cameră. N-are voie. Am o bune, băi. Asta ține. Nu ține, nu mai trage pe mână. Dă-te. Nu pot să cred. Bă, pe bune, dă-mi dracu de vlog. Bă, cum ai putut să lovești, bă, în 5 minute? Bă, scuze. Mamă, s-a spart și aici. Și aici. Ce bucata aia unde? Păi, bă, prostule, s-a spart bara. Vezi? Mă. Da, cu 2 la oră. Da, mă rog. Lasă. Yeah. Bă, știu eu să o repar. Bă, bune, bă, dacă... Bă, cum ai reușit, mă, să-l spargi? Nu știu, vere, dar dacă am vrei... E tot, nu mai e? Bă, dacă vrei, îl fac gen pe vlog cu super glue. Și la rău la băieți, gen, cum se pune. Ia un super glue și-l lipesc. Hai, dă-l, las, dă-l, mă. Asta-l, dracu, dă-l, dracu, dă-l. Ia, acum arată-mă. Pare că-ți face cu ochiul acum. Bă, n-ar... Îți dau banii pe el, bă, bune, gen, nu rămâne așa. Stai, mă, liniștit. Și cum, dracu, se pune? Bă, e sigur că e de la noi? Dar cum ai reușit? Dar cum s-a rupt? Asta e, nu? Da, da, uite, că... Na, nu, încape perfect. Chiar îmi pare rău. Dar mi se pare incredibil. Cum s-a transformat vlogul ăsta? Zis acum 2 minute că n-are ce se întâmple că nu lovesc. Bă, privește partea... Bă, mai e drum de ăsta încolo, că până acolo condu-o tu, dacă mai e drum de ăsta. Dacă e asfalt... Mai sunt limitatoare, dar e ok, de aici tu așa. Lasă-mă că e ok. E ok, mă, stai liniștit. E ok, mă, e ok. As. Abonați-vă la Fury sau cum. Ia vezi consum! Lasă-o dreapă că ți-am spart eu lipul. Vene la consumul ăsta. Bă, la consumul ăsta, n-ai voie să-mi cer banii pe lip. Wow, mamă, dacă de prost mă simt. Bă, mă, lasă-mă. Deja vă comentariile. Mamă, ce șofer ești, Robin. Nu. În realitate, pentru Robin să nu se facă hate, imaginați că e un lip de la
costă 300-400 de lei, adică. Da, e trecut 300-400 de lei, crezi că în copac, nu? Dar nu, nu e, dar imaginează-ți dacă aveam lip 2000 de euro. Ai, dar mai aveam mașina asta, într-adevăr, dar. Ce faci, nu vrei să schimbi viteza, ce faci? Păi așa. A adus sport. Bă! Dă-te în pana mea ce se aude mașina asta. Opa. Clasic BMW, mă, mai se aude din când ăsta aici, de bun. Al dracu. Iar s-a auzit ceva, sper că am auzit, sper că am dat cu ceva. Aaa, da mă, acum am învățat. Că ai spart ăla și nu mai are ce să atingă. Uite, ce? Mamă, ce tare se aude. Îi dau? Accelerează. Fai așa de gât, tap-tapuri de alea, dar foarte scurte. La 3000-4000. Bă, nu așa, bă! Așa? Și când ajunge în 3000, atunci ai picior. S-au auzit? Nu, așa. Gen. A, mă, hai că tu poți să dai pop-uri, Robi! Am uite! Câte puțin. Deci eu sunt cameraman, sunt copilot, sunt... Ești mâna mea dreaptă, vorba aia. E da, gata? Da. Bă, cum fac? Căutam schimbătorul și am vrea ajuns să dau a întâia, gen. Unde o parchez? Du-te, mă, mai în față un pic. Nu, mă, aici, pe dreapta, gata. Se crede lumea că e pe gaz. Aici. Nu așa. Apasă pe el. Așa. Viața asta de cameraman, bă. Mi-am prins. Cum dracu am făcut? Tăi. Așa, gata. Cum e să stai în dreapta mașina ta? Oribil rău de tot. N-am mers în viața mea mașina asta în dreapta. Merge, vere! Păi nu e caldă, mă, de-aia nu pocnește, gen. Scoate-mi eu, nu mai vreau pe manual. Că nu știu să le schimb. Cu de alte 60. Și fostul meu, iubit a avut aceeași mașină ca a ta, mașina lui. Bă, n-avem nimic cu E60, e cea mai, una dintre cele mai frumoase mașini. În față? În față, pe acolo. Una dintre cele mai frumoase mașini. Da, e așa la Caterinca, la ștola o de-asta. Să nu vă supărați pe mine, prieteni, mi-e place BMW. Fii gata, da? Da. Acum ciupește-l așa, ciupește accelerația. Un pic, doar vârful. Ia, dați. Nu, mai puțin, mă! Mai puțin apasă pe ea. Când? O apăs cu mâna să-mi bat. Da. Acum se face cu mâna! Hai, mai accelerează. Și fie doar a ta, gen... Mă, nu mai apăsa, mă, cu mâna! Păi așa, nu dar știu, fere, nu știu, lasă. Fii atent, o să faci tu, că deja cred că s-au plictisit oamenii să mă vadă pe mine cum fac asta, dar uite ce pot să fac. Acolo mă bag. În care vrei tu, dar și ăsta trebuie să-l iei cumva în lateral, fii atent. Du-te în dreapta, la limită, și aici îl iei în stânga. Așa, mă, tată. Hai că în comun. Șofer, mă, șofer. Dacă eram cu mașina mea nu puteam să fac asta, trebuia să deschid portiera să iau bilet. Bu. S-a blocat? Cum am luat-o cu stânga? Da, m-a blocat, a plecat toată camera. Obulat, să mor de la obulat. Bă. Niște grași care mănâncă în față la Mac. Doamne ajută. Bă, ia uite cum arată spatele la mașina asta, e numărul 1. Avem aici masa frumos, pe eleron cum am învățat și eu de altfel de la pisică. Am un challenge pentru tine. Mie îmi place să mănânc repede mâncarea, frate. Hai să vedem care mănâncă mai repede un puișor, vrei? Da, mai văzut. Hai, ești gata? Stai, nu punem timer. Ce câștigă? Trebuie să punem ceva. Nu știu. Dai 50 de lei. Bă, tu mi-ai spart vara. Da. Mă, uite sosul ăsta. E numărul 1. Fii atent. 50 de lei, dai așa. Nu, dacă câștig, te-a puțin apoi de live-ul cu Fortnite. Bine. 3, 2, stai. Păi tu l-ai de făcut. Dale, okay, bun. Hai, 3, 2, 1 și... Mmm! Magic! Stai liniștit că ai făcile prine încă, pui eu. Bă, în cât timp l-am mâncat? În 20 de secunde? Honest opinion, cartofii de la Mex sunt cei mai buni cartofi, pe lângă aia de la Popeyes. Bă, mi-e place mâncarea să fie foarte condimentată, frate, nu știu de voi, dar eu când știu că am cartofi, dă de tată cu condimente. Mă sună Achim Velea. Achim, te bun, frate, dar filmez, mănânc, te sun eu după. Ai făcut ca Georgescu. Da, chiar poliție. Acum e moment. Ia aici infractorul! Vrei să mai facem speedrun și la asta, să vedem, poate îl mănânci mai repede? Hai, mai dă o dată. Bă, nu dați cu hate. Încerc, ok? Nu o să-ți dea nimeni hate, vere. Gen, e ok, mâncăm. Atât. Ești gata? Dar nu mai ai voie cu suc.
Că nu pot să beau, mânec. Ești tu. Pe ea e, că n-am băut, mânec. Hai bine, ești gata? Dă-te hai. Startul. 3, 2, 1 și... Bă! Nu mai poți. Nu mă pasă! Dar uscat, bă! Taci, bă, că te trebuie să... Bă, nu pot să înghit! Ce-a, nu pot să înghit? Bă, te-am făcut! Mamă, bă, nu mai puteam să înghit, deci prost era uscat tot! Acum i-a venit, hai să facem pregul, mama! Că uite, mama! Zic că n-ai asigurare sau ceva? Da, pentru că până acum, gen, cei care v-ați uitat la vlogurile mele trecute, ați văzut că când am mai avut parte de o mașină, bă, l-am sunat pe tata, bă, pe mama, dar bă, dacă îi sun în continuu, se prinde și ei, că bă, gata, își bate joc de mine, nu îl mai cred. Hai să sunăm, să-i zic, mami, fii atentă, mi s-a stricat mașina și am făcut rost de asta, doar că n-are asigurare. Dar o conduc așa că e pe riscul meu. Bă, ea are asigurare, gen. O secundă și mi-a fost de ajuns. Bună, mami! Ia vezi ce mașină am aici în spate. Foarte bine, ia vezi. Ce ai, cu ea? A unui prieten, că eu am făcut pană la a mea și am lăsat-o pe a lui în fața casei. Am lăsat-o pe a mea în fața casei lui și am luat-o pe a lui că trebuie să mă duc până în cartier, până în Cosmopolis. Dar eu aduc eu mâine, doar că mi-a zis că nu are rovinietă, dar nu știu dacă trebuie în București rovinietă, nu cred că trebuie. Și asigurare nu are. Deci trebuie să am grijă să nu fac accident cu ea. Păi ok, mami, mașina merge, n-are nimic. Păi eu merge mașina, dacă n-are toate alea plătite, ce ai, Rubi, ai nebunit? Hai mă, că nu fac eu accident cu ea acum. Stai, cum o sună. Da, Doamne ferește, dar mai bine nu te urci deloc. Stai așa, că... Nu te dacă fac sau cum faci, ferească Dumnezeu, dar nu te urci dacă nu e regulă. Dar de ce tocmai tu? Păi eu aveam nevoie de mașină, eu i-am cerut-o, eu... Dar ia Uber, ia altceva, ia taxi, câte mijloace de transport în comun nu sunt, ai nevoie? Păi și sparg banii pe Uber, dau 2 milioane pe Uber să ajung până în cartier. Și ce faci dacă nu, mai bine dai 2 milioane decât să plătești alte chestii, ai nebunit? Da, mă, mami, dă uite mașina, no, bine. Bine, eu acum am văzut că are asta aici pe bar, acum am văzut că are asta spart, sper să nu zică că le-am spart eu. Doamne ferește, stai la un loc, mă, băiatule, te mănâncă undeva și pe tine. Tu loc să te maturizezi, mai rău te țâmpești acolo. Da. Pe loc să evoluezi, Robic, te duci înapoi cu memoria, ai nebunit, cum să faci așa ceva, vita mai omul. Da, mami, bine. Atunci eu dau înapoi, da? Eu dau înapoi și ții Uber, dacă n-ai bani, îți trimit eu. Bine, mami. Hai. Că nu te urci la bunaca mașina aia, Robi. Nu mă urc, mami, nu mă urc, gata. Eu duc înapoi. Nu mai trebuie și pe mine să mai stau în pensiune. Și unde trebuie să o duci, dacă ar fi? În Berceni. Doamne ferește, auzi. Auzi, eu am crezut că e de aici până aici, din parcare până acolo, în zonă, în Cosmopolis. Nu, e dintr-un... Așa nu era regulă. E dintr-un capăt în altul al Bucureștiului. Doamne ferește, auzi tu, și cum te-ai gândit să mă sun după mine să spui prostia asta? Să mă ca să știi de mine, ca să știi de ce nu merg cu mașina mea, că poate zici că îți fac eu ceva, na. Și trebuie să trec pe lângă 6 secții de poliție. Mergi cu Uber, că stu Uber e o grămadă. Sunt taxiuri, sunt o grămadă de mijloace de transport în comun. Bine, mami, hai că-mi iau Uber. Și nu-i duc eu mașina, îl pun să vină soia de aici, de unde am adus-o eu. Dar al lui ce face Robi, nu-i strict problema lui, nu-i problema ta asta. Bine, mami. Bine, gata, nu mai fac. Te iubesc, pa. N-am vrut să-i zic că-i prank, o să vadă ea pe canalul meu de YouTube. Mami, te pup și te iubesc dacă vezi asta. Mie îmi place să conduc seara în general, cu muzică, cu așa. Mă las să mai fac asta, să ne plimbăm, că uite, apune soarele. Bă, ne-am mișcat destul de greu, am stat ceva la mecul ăsta. Gen, ne-am luat să mâncăm afară, am mai stat de vorbă. Chiar îmi place când veniți la mine să facem poze, să vorbim, să așa. Dați-mi și mie un follow pe Insta dacă ați ajuns la minutul ăsta din vlog, pentru că acolo vă anunț chestii tari. Dacă vă plac hainele de la Unreal, neapărat luați-vă, știu că acum n-am un tricou Unreal pe mine, pentru că sincer n-am dormit acasă, am dormit la Fury, da, aia e. Abonați-vă și canalul pentru că mă ajută pe mine foarte mult, apăsați like și hai să mai conducem vestiuța asta frumoasă. Mie mi se pare foarte greu să găsești o pereche de ochelari care să ți se potrivească. La modul că nici asta nu știu dacă mi se potrivește pe față. El o conduce mai cu curaj. Nu, nici asta nu știu dacă mi se potrivește pe față, că nu știu, am eu un cap dubios. Dar vă rog frumos lăsați în comentarii dacă să-mi iau și ochelari de ăștia. Doar că știu că-s 9 milioane, nu mi-au chiar de ăștia, dar s-a forma ieftinit, asta. Cât-s? 7. 6. Așa. Păi se aude și mai frumos când știe unul să meargă cu ea. Da, mă. Pot să-mi dau și ajuns că dacă arăt penal cu ei, o să mă luați la mișto pe tot restul vlogului. Așa, am avut și eu 10 secunde. Erai fitița fashion. Al dracu, într-a patra ia piciorul, să mor de nu-i într-a cincea.
Vedeți, deci nu e skill issue, dar nu eram eu prost, nu era încălzită mașina și cumva are sens. Nu mașina, gen tobele să fie încălzită. E, stai că am să înțeleg lumea, n-avem soft de popsuri. E făcut așa ceva manual. Dă eroare un injector, ca să înțeleagă. A, dă eroare un injector, n-ai bujie pe evacuare. Păi, trage pe dreapta undeva și lasă-mă să mor la volan. Ajungem la aia acolo. Pă bune? Ba da, pot. Mi-a căzut chestii! Tu ai acolo, te băgă, nu m-a accidentat așa tare. Mamă, și acum mergem cu ele așa? Dar nu mai pot să le mai opresc, că e pe undeva, păi. Hai, okay. lasă, ia, să nu murim. Filmează vază. Ia. Era să ne ducem lat un pic. Un pic, așa era să se ducă. Nu, fetița. Nu, pe drumuri publice nu facem, dar asta dacă vrem să ne dăm lat, ne ducem și noi pe circuit, pe o pistă din asta specială. A dat semnal la cu stați liniștiți. Deci fii atent, încă o dată recapitulare, da? Așa. E pe sport? Da. Stai pe loc? Da. Apeși odată în față, s-a schimbat pe M1. Ok. Da? Și acum practic e manual. E ok, poți să o întorci tu? Pariu pe 20 de viba, așa că nu reușești. Nu poate. Hai, mă rog, hai că puțin. Hai că puțin. Dă-mă mai tare! Mă, au fost ceva popsuri. Am cum să nu zic. Nu reușește. Dezamăgitor, bă. Dezamăgitor. Ce faci, mă? Bă. Ce-ai făcut, mă? Mă atins portura asta. Am o pe bune, domnul, mă, de treabă, în ce? Nu știu, uite aici. Bă, lasă-o, mă, mă, pe bune, e lovit-o de două ori, în cinci ore. Dar ți-am dat bine că e sus. Stai, vine în mine. Nu e așa sus, cred că am atins vârful de la bordura aia. Mamă, lasă-o, p***a mea.